nu este rezolvată. Și s-a văzut de-a lungul timpului. Și vreau să atrag atenția la asupra faptului că noi am spus și atunci. Haideți să facem un caiet de sarcini astfel încât să prezinte firme cum să prezintă în alte orașele țării. Poate noi suntem, nu suntem atât de incompetenți, cu glimele rigoare, zic așa, să cumpărăm de calitate nemțească sau poloneză, știi, mari producători. Noi am cumpărat cei mai ieftini și pe principiu lasă că am cumpărat mai multe și am rezolvat problema. N-am rezolvat. Autobaza Braicar este plină, plină de autobuze noi, inclusiv cele din ultimul rând, din ultimul pachet de achiziții. Pentru că au probleme. Lucrurile acestea au fost făcute tot hierupist. Ne ținând cont de niciun amendament al nostru, de niciun punct de vedere din ceea ce a spus noi. Orice spune Partidul Național Liberal, pentru domnul primar, este vedere cu față lucrurile. Trebuie tăiat. Indiferent cât de bun sau cât de real este acest argument. Pentru că nu pot să cred că dumneavoastră nu vede, ci nu știe, de situația de la Braicar. Lucruri pe care le-am semnalat încă de anul trecut, când personal am fost acolo, când a fost momentul grevei și nu am știut până în acel moment cât de gravă situația la Braicar cu ceea ce înseamnă revizor tehnic. Garanție pe care le-a dat-o verbal domnul primar angajaților de la Braicar, că vor rezolva această problemă, luăm și autobuze noi, avem și revizor tehnic, toate lucrurile va curge miere și la. În prezent, nu există revizor tehnic, pentru că nimeni nu-și asumă calitatea acestor autobuze noi, pentru că toți oamenii de acolo spun, roata de la ultimul autobuz Braicar care a sărit, era de la un autobuz vechi de un an de zile. Nou de un an. Adică, dacă nici un an nu poate rezista, ele au fost cumpărate fără a se ține cont măcar într-o viziune de ce necesar auto a fost în trecut, ce a făcut, cum a făcut față Braicarul, cât de cât, și cu cealaltă maxitaxi erau atunci la volumul de persoane, acum au fost cumpărate autobuze subdimensionate, mult timp. Și când ăla este, autobuzul acela este proiectat pentru 18-20 persoane și înțeleg și eu aș face la fel, când stau jumătate de oră în stație și mă grăbesc și s-o pus în întârziere, m-am băgat acolo sardină în maxitaxi și mă înghetuit. Este un lucru care e de înțeles, că oamenii spun, păi stau jumătate de oră graficul care este afișat pe panotare și n-are nicio treabă cu realitatea și când vine autobuzul, cum este full. Păi mai stau altă jumătate de oră ca să aștept alt autobuz mic și plin, nu, mă închis în acela. Creează, afectează structura acelui autobuz chiar, creează peste niște parametri pentru care a fost proiectat. Și asta pentru că autobuzele cumpărate au fost subdimensionate. Nu au fost gândite într-un întreg ansamblu, ceea ce înseamnă operator unic de transport. Cu toate că noi am atras atenția asupra acestui lucru. Astea sunt tot ambiții personale. Ambiții de a face de unul singur tot și a te considera tot știutor. Noi nu le ținem adevărul absolut. Nu spunem că avem o soluție 100% corectă, pură, nu poate fi ajustată. Dar măcar vedem realitatea. Ceea ce s-a întâmplat cu ușa de la Braicar și cu faptul că directorul Braicar a dat o declarație, după aceea șoferul a spus că a trebuit, că a fost supus unor presiuni și că a dat altă declarație, a fost forțat, eu îl citesc pe cel care a dat declarație, a fost forțat să-i schimbe declarația, sunt niște lucruri pentru a ascunde alte probleme de la Braicar, sunt niște situații foarte grave. Pentru aceste lucruri, practic, bagă bunoiul sub preș și ascund incompetența și responsabilitatea de la Braicar. Fac apel o dată, poate domnul primar înțelege că noi nu venim, nu încercăm să scoatem neghina din orice celălalt, dar elefantul în fața domnului. Deci gunoiul din fața domnului din care ne rovim este foarte mare. Nu încercăm să căutăm nod în papă. Toată lumea se lovește de problemele astea. Și încercăm doar să facem administrația PSD să înțeleagă că nu trebuie să mai fie atât de închisă la propriu și doar așa când se adresează presiei, spune că este foarte deschisă oricărei colaborări. Când de fapt nu este așa.